Hai, bravo! Alergare specială la Bucharest After Nine Cross, găzduit de acest parc extraordinar, care e Parcul Titan și în Parcul Alexandru Ioan Guza. Este un cross de noapte cu multă distracție, lumini, efecte speciale și atunci ne-am propus să plecăm pe noapte, în așa fel încât experiența să fie una inedită. Și eu sper că am reușit, cel puțin până acum, ceea ce se vede în jur, ne dă sentimentul că, într-adevăr, va fi o ocazie deosebită pentru amintiri, pentru poze nemaipomenite pe Facebook, pentru selfie-uri. La start vor fi în jur de 650 de persoane. 3, 2, 1, start! Foarte, foarte greu. 6 km, o performanță foarte bună. E ok, mi-a plăcut. V-aș recomanda la toți să faceți multă mișcare. Noapte. Foarte fain. Mi-a plăcut tare mult. Cum a fost atmosfera? Extraordinar de plăcută. Foarte bună. Este prima dată când particip la un concurs de alergare pe noapte? Da, da. Prima dată mi-a plăcut într-adevăr foarte mult. Așa revin. Ce timp ai scos? Încă nu știu. Aștept rezultatele. Cum e cu medalia la gât? Foarte bine. Perfect.